Se spune, pentru a-ți cunoaște viitorul, trebuie să-ți cunoști trecutul. Această idee descrie pe scurt un eveniment recent care a cinstit 7 pionieri creștini ai zilelor noastre, care au adus contribuții majore la creșterea bisericii din America, fiind deschizători de drumuri pentru următoarele generații. John Jessup, de la CBN, vine cu mai multe detalii. Aici, în centrul capitalei, Muzeul Bibliei a găzduit o gală de o seară pentru a cinsti liderii și pionierii bisericii afroamericane din ultimele decenii. Fetele elegante și sunetul înviorător al muzicii gospel au umplut încăperile muzeului pentru prima ceremonie de binecuvântare a bătrânilor. Scopul este acela de a cinsti pastorii pionieri ai bisericii afroamericane și de a recunoaște contribuția lor și experiența religioasă americană. Ne simțim bine? Evenimentul la care au participat numeroase celebrități i-au inclus pe artistul Bibi Vinas și pe Erica Campbell, care au găzduit evenimentul la care a cântat Fred Hammond, Lacrie, surorile Clark și alții. Mulțimea ce umplea clădirea a cinstit două femei, episcop Vashti McKenzie și pastor muzical Shirley Caesar. Mă aflu într-o clădire care îl reprezintă pe Domnul, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Astfel mă simt și eu reprezentată. Și cinci bărbați, pastorul Tony Evans, episcopul Charles Blake, liderul drepturilor civile John Perkins, episcopul T.D. Jakes și pastorul A.R. Bernard. În cadrul ceremoniei s-a predat în mod simbolic ștafeta următoarelor generații de predicatori și învățători. Chiar și unele dintre numele cele mai mari din Hollywood au venit pentru a aduce omagii. Omul premiază, Dumnezeu răsplătește. În cadrul discursului său de deschidere, pastorul Bernard a vorbit despre faptul că biserica afroamericană își are rădăcinile în sclavie și a mai adăugat faptul că s-a născut din sistemul segregației când zidurile adevărate despărțeau credincioșii ce participau la închinare. Noi nu am imitat Biserica Albilor din America. Noi am creat una paralelă prin identitatea noastră, cu imnurile noastre, cu stilul nostru de a predica și de a ne închina, care a fost inițial înrădăcinat în experiența noastră de sclavi. Așadar, a devenit de o importanță centrală pentru comunitatea afroamericană, a conservat istoria și tradiția afroamericană. La început, Biserica Afroamericană a dat afroamericanilor demnitate și un sentiment al demnității și a pus bazele unei comunități și a activismului. Mai recent, în timpul pandemiei, datorită credibilității sale, împreună cu parteneri din domeniul sănătății, a contribuit la deschiderea de clinici în cartierele afroamericane. O altă problemă care are prioritate e combaterea criminalității, ceva despre care episcopul McKenzie, primul care a părăsit Biserica Episcopală Metodistă Africană, a spus că necesită îndrăsneală și unitate în rândul creștinilor. Rămâneți fermi în Evanghelia lui Iisus Hristos. Deși Dumnezeu vă va trimite în locuri ostile, rămâneți fermi. Nu puteți vorbi despre America fără să menționați Biserica Afroamericană. Organizatorii și istoricii sunt de acord că impactul Bisericii Afroamericane depășește culoarea pielii și vorbesc despre faptul că aceasta a servit drept conștiința Americii în luptele pentru drepturile civile și a promovat reconcilierea în cazul masacrului de la Biserica Northern Emmanuel, când familiile victimelor l-au iertat pe atacatorul înarmat. Sunt de părere că Biserica Afroamericană e pregătită să fie o punte în cadrul națiunii divizate. Ne putem întruni și putem spune că Dumnezeu ne învață că suntem iubiți, prețuiți și apreciați cu toții în mod egal de Dumnezeul Creator. Asta ne ajută să ne unim forțele și să-L slujim pe unicul Dumnezeu pe care îl iubim. De la Moise la Iosua, de la Ilie la Elisei, de la Naomi și Rut, Iisus și ucenicii, binecuvântarea din partea bătrânilor și predarea ștafetei se poate observa în toată Scriptura, unde se transferă viziunea și moștenirea de la o generație la alta. La această inaugurare, liderii au recunoscut istoria și influența bisericii afroamericane și mai mult au vorbit despre un viitor în care există o singură biserică unită și reconciliată, care promovează vestea cea bună pentru a aduce reconciliere într-o națiune divizată și într-o lume distrusă.